atât mai importantă cu cât se face pentru prima dată după 30 de ani în Cernavodă și este, până la urmă, artera de intrare în oraș, artera cu care vă mândriți că se realizează în aceste momente. Nu știu dacă a trecut chiar 30 de ani, dar într-adevăr este de foarte multă vreme strada făcută, însă este un proiect pe care noi l-am început încă din 2016. Poate ați observat, am asfaltat în fiecare an, aproape în fiecare lună când a permis timpul. Acum este proiectul în plină desfășurare. Acum a fost programat. Foarte mulți ar spune că am face acum în campanie. Nu. Campania trebuie să țină în iunie și noi asfaltăm aproape în septembrie. Și, într-adevăr, este un proiect important pentru noi. Este drumul care duce către centrala nucleară și este una din arterele principale. Poate ați observat seara că foarte mulți cetățeni vin pe această stradă. Ea nu este terminată. Urmează, după ce vom asfalta strada, să intrăm pe trotuar și vom face trotuarul până la centrala nucleară. Eu, ca și primar, datoria mea este să aduc fonduri sau să găsesc modalitatea prin care pot să aduc fonduri, indiferent de cine este la guvernare sau modalitatea de a aduce fonduri în sensul că de la cine să aduc fonduri. Și toate proiectele sunt de suflet pentru noi. Știu, într-adevăr, unele sunt mai importante, unele mai puțin importante, dar dacă vă duceți pe fiecare cartier, cele mai importante sunt cele din fața casei. Ce constă acest proiect? Care sunt detaliile tehnice ale acestuia? Da, în primul rând, administrația Negoiță a asfaltat 107 străzi până acum. Cu acestea trei vor fi 110 străzi. Strada aceasta, într-adevăr, este de 9 km, este cea mai lungă stradă, formată din 3 străzi, de fapt, cea mai lungă arteră formată din 3 străzi, care e strada Megidiei, canalului și drumul de centură. Administrația Negoiță dorește ca până la sfârșit să termine tot ce are de asfaltat, până la sfârșitul mandatului, dar urmează următorul mandat, care avem alte proiecte. Stratul de asfalt va fi de 10 cm, 6 cu 4, stratul de uzură va fi de 4 și vor fi ridicările de canalizare, de pluvial. Am văzut că echipele lucrează cu multiple utilaje, au început în forță, se poate spune. Da, într-adevăr, am avut noroc, pentru că, știți, la licitație trebuie să ai și noroc să vină o firmă cum trebuie. A fost singura firmă care a licitat și s-a prezentat la licitație, a câștigat, au intrat în forță, este o firmă serioasă și sperăm să terminăm, durata proiectului este până în martie, dar sperăm să terminăm mult mai repede. Deja o parte din partea stângă a șoselei a fost asfaltată. Când sperați să începeți cu stratul 2, stratul de uzură? Ei ne-au promis că în 3 săptămâni strada Megidiei va fi terminată. Acum să vedem cât de repede se pot mișca. Acum fac într-adevăr două benzi, cele de dus. Cam jumătate din stradă se va termina astăzi. Va continua mâine. Următoarele două benzi vor continua și acelea și pe urmă vine stratul de uzură, bineînțeles, înainte de a se ridica canalizare, pluvial la cotă și urmează să terminăm lucrarea cu ajutorul Dumnezeu.